Scuzați, întrerupere. Și au stat aici. I-am văzut și au fost aici. Și când îți dai seama? Da. Nu știm, încă mai anchetează acolo 8 persoane, 5 sau 8, nu știu mai exact. Fiind numai fete, tinere. Fără asistent, fără tine? Eu rămân foarte în timp. Stai. Păi intrăm. Bine, eu te-am zis, fac așa cum ai zis, dacă te-am zis. Aș fi ceva dacă mai este, se mai află aici. Nu știi? Da, nu se știe, dar noi cel puțin credem că aici este. La ora 11, fata a sunat la 112 și o vecină chiar a auzit țipătul fetei. Sau pe mama ei a sunat între timp pe mama ei și spunea că o ține legată, că e legată cu o sârmă și că este într-o casă mare și pe care poliția a venit la poartă și nu a intrat, pentru că nu are mandat de percheziție. Da.
Da, există unele bănuieli că acest criminal nu acționa singur, că ar mai fi implicat cineva. Există unele bănuieli, dar nu știm sigur. George, cred că este posibil să fie făcut și trafic de organe. Nu, nu, nu avem voie niciunul înăuntru, pentru că sunt aici. Oamenii legii. Da, da, exact, a stat la poartă și n-a intrat din cauza că susținea că nu a mandat de percheziție. Dar așteptăm. Nu, nu, nu l-au scos. Cercetează cei de la criminalistică dacă mai există alte persoane, alte cadavre.
Automat, că majoritatea acționa așa. Persoane, 8 fete, tinere, 5 sau 8. Da, și-a bătut joc de ea și apoi a tranșat-o, s-a găsit și vreo 5 sau 3 sau nu știu câte pungi de carne. Și în mașina dânsului s-a găsit niște dinți. Thank you.
Încă nu l-a spus. Uitați, au adus. Da, mare dreptate, Alexandra putea fi salvată și încă nu s-a acționat și nu s-a făcut nimic. Nu ne încălzește cu nimic. Ăștia sunt destruiți, așa la țării, de hoți, de poliție, de mascare. Ai văzut cum ăștia s-a arătat cu piatra la ușa, la anul au dat cu asta e poliția ta. Nu știu ce se întâmplă acolo, dar să vedem acum, căci lumea s-a revoltat foarte tare și probabil că o să se vadă ce și cum s-a întâmplat. Aha, ați văzut rost fraier și dați în el. Ia să vedem ce or să zică. Ia să vedem ce or să zică. Ce? Ce or să zică. Bă, veniți 15 echipaje pe omul ăla bătrân, mă. Ce faci, șerifule? Nu ne omorâți. Rușine asta, bă, bine! Știați de mult! Păi știau de la voi! Știați de mult, mă, că voi mascați! Rostă, mă, că nu știați să mânca! Vă pământu, mă, și pe mine! Vă pământu, mă! Bă, corupt, simpluză-te, bate, mă! Ia stai, mă, ce, mă? Bă, mă, tată, lasă! Îmi termină, mă, cu ochii! Pleacă afară, copiii, mă, pentru voi!
voi, mă, că-i... Pe cine apărat aici? Pe voi, pleacă! Pe cine apărat aici? Hați! Nu mă luăm! Nu mă luăm, mă rog! Șefe, fii atent, că aici dacă arunci cu ouă poți fi arestat. Nu arunc cu nimic, n-am nimic decât telefonul. Dar arestat, arestat trebuia de cel mai de la început, pentru că Alexandra putea fi salvat. Nu vedeți? Sunteți de acord? Și asta e peste tot. E ca în gremă, domne, aici, uitați-vă la ăștia. Ăștia ni-i șepciule, domne. Lăsați omul în pace. Ăștia șepciule, domne. Băi, bă, Danileț, acum unde ai fost, bă? Ar fi la copil, ar fi la înapoi, că după îl scoate pune norocit. Păi de ce, bă? Da. Începul lumea să revolteze și au început să arunce cu pietre. Nu știu ce s-a întâmplat aici, dar cred că... Nu știu de ce și cum. Deci e plecat. Deci nu mai este aici, e tehnic. Deci am putut să părăsim zona pentru că este tehnic aici. Și agresorul nu mai este aici? Agresorul nu mai este aici. Nu mai este. Vă dați seama că nu mai este. Agresorul nu mai este aici, vă jur. Vă dați seama că nu mai este. Da, stați. Dar Alexandra putea fi salvată. Ăsta mi-a omorât nepoata la Dobrostul. Îmi spui gura, mă, să zic. Haideți, la tine să ieșim. Hai, gata. Nu încercați? Nu plecăm. Da, nu vă lovesc. Nu vă lovesc. Tocmai se finalizează o tentativă de relevare de urme criminalistice. După ce vor fi dispuse de procurorul de caz, Alexa, specialitate antropologică, vor fi clarificate toate particularitățile cazului și alții. S-a vorbit foarte mult astăzi în presă de diferite resturi umane și vrem să vă întreb dacă ați găsit asemenea resturi și dacă ați putut să stabiliți că este vorba nu numai de o victimă, ci de două. Pentru a răspunde la această întrebare, mai e nevoie de acord de natură antropologică și ce. În prezent, după cum știți, avem doar informația că au fost recuperate de aici o sănătă traiere provizoriu parafinal. Despre fata de ieri, precis Alexandra, ce știți să ne spuneți? A fost găsit cadavrul ei aici? Stați un pic, că puteți să faceți diferența între niște oseminte de acum 6 luni și recente de 20 de ore, 24 de ore sau 10 ore. Ce a spus până la urmă criminal? Asta sunt informații de anii. Spuneți adevărul. Noi suntem aici, am venit pentru a sprijini problema realizată de colegii noștri în realizarea acestei activități, am evaluat toate datele și informațiile care au circulat în presă despre posibile sănătoși și sănătoși de pietre și am venit să vedeți și eu vreau și să vă mulțumesc. Nu mai râzi, acum, nu mai râzi! Bă, Costule! Ne puteți spune ceea ce s-a scris astăzi în presă, că inițial a negat și ulterior a recunoscut. Ștef de drumul. Păi eu sunt convins că despre asta se vorbește. Ștef de drumul. Nu
nu știu de vreau informația asta. Păi i-ați găsit de niște rumane în curte omului, adică ar fi puțin probabil ca nu să fie autor. Corect, pentru dumneavoastră e mai simplu să faceți niște silogisme, să faceți niște concluzii. Nu suntem mai rezervați, avem niște constrângeri procedurale, un curs de comunicare publică. Repet, nu sunt patru de caz, am venit în altă la aici. Domnule procuror, din ceea ce ați reușit să puneți cap la cap până acum, din ceea ce știți până acum, știm că totul e încă la început, aveți vreo primă concluzie, ați găsit o problemă, ați identificat unde s-a greșit? Sau unde pare că s-a greșit? Nu am găsit o problemă în prezent, am luat informații, ne-am concentrat pe activitatea care s-a desfășurat pe azi, aici, la fața locului, pe relevare de urme, de diferite specialități criminalistice, informațiile legate de procesa. Cam când care a fost atitudinea lui? Comunicat de presă mai precis. Cel mai probabil lucru și zile de mâine va fi într-o oarecare măsură tranșată. Care a fost de ordinea bărbatului? A participat la activitate cu calitatea sa de prietenă la a participat la activitate, evident că atitudinea lui poate fi imaginată, nu? Unde este acum? Ce se va întâmpla? Da, e citată atitudinea publicului din cauza acțiunii inteligente a poliției din orașul ăsta și de ani de zile. Este adevărat că nu ar fi acționat singur? E important asta. Cred că intrăm într-o zonă mai puțin relevantă pentru mine. Pentru ce se întâmplă asta, care e rolul meu. Eu vă spun doar că nu are nici să stabilizeze.
încercăm să nu pierdem până nici la vizuză de pază și reducerea planificare și a acestei spețe și a lucrurilor care au condus aici să ne favorizat Există posibilitatea, dar mai fi complice cu el? Ar mai fi implicat cineva în aceasta? Nu ar fi acționat singur? Într-o situație în care o persoană sună la 112 și spune, sunt sechestrată, dă indiciile pe care le poate da, află în cele din urmă poliția, procurorul, unde e, poate intra fără mandat, să fie clar. Pentru salvarea vieții sau integrității corporale a unei persoane foarte în pericol, în spațiu privat, se poate pătrunde în acel spațiu fără autorizație. Este o greșeală faptul că nu s-a intrat? Dar dumneavoastră îl sprijiniți pe procurorul de caz. Practic nu știți de ce s-a întâmplat? Adică a dat el în ordine expres să nu intre până la 6 dimineața? Sau? Vă scapă un element esențial. Dimineață, în aceste dimineață, am avut un de caz acum din altă parte, nu mi-a scăpat, dar până la urmă este vorba de un procuror care a avut o atitudine sau alta. Eu spun că era un alt procuror și un alt partid. Ok, și discutăm despre atitudinea în sine a unei instituții a statului român. În ciclul l-am imitat, cred că am răspuns de două ori ce zicem la întrebarea asta. A fost și suficient de clar. Da, dar pe noi nu ne interesează ce procuror a fost și la ce parchet era. Pe noi ne interesează de ce au intrat. Nu cerem să stabilesc răspunsul. Am spus care este principiul. Există bănuiel că ar mai fi implicat cineva în asta? Vor fi adunate toate informațiile, dar trebuie să fie până la... De ce nu răspundeți? Informațiile pe care le aveți până acum, pentru că sunt mai multe speculații și mai multe informații. Acele rămășițe umane găsite, se știe de la câte persoane sunt? Nu se știe lucrul acesta și nici nu se poate stabili în acest moment. Se poate spune că sunt cel puțin două persoane? Nu se poate face o asemenea afirmație, fără riscul major de a greși. Mai multe persoane atunci? Iar nu avem. E nevoie, haideți să clarificăm, e nevoie de analize genetice și de o analiză antropologică de nivel înalt pentru a putea stabili dacă avem resturi osoase de la mai multe persoane, dacă sunt fragmente osoase, ADN-uri avem, da. Fragmente osoase unice care se regăsesc în dublu exemplar, vom putea trage... S-au găsit sute de acid, înțelegem, în presa, au vorbit informații, nu am asumit. Există o anchetă deschisă la DIPOT încă din luna... Ce v-a spus? Nu pot să vorbesc despre anchetele deschise la DIPOT, aici suntem într-o cauză la practică. Da, vă întrebam ce a spus Gheorghe Dinu. S-a recunoscut ceva? Nu a fost audiat. Nu, aici cât ar... A vorbit despre probele pe care le-ați găsit. A răspuns la întrebări când a fost întrebat ce e cu ele? Nu a fost audiat și nu s-a încercat... Mutarea unor discuții cu el în afara cadrului procedural. V-a condus prin locuință sau cum a decurs mai exact? V-a condus prin locuință sau cum a decurs mai exact? A participat la activitate în calitatea sa de... În ce sens asta vă întrebam? A stat și s-a uitat la dumneavoastră? Faceți anchetă? Dar de ce e dificil pentru dumneavoastră să ne spuneți acum că a recunoscut sau că n-a recunoscut și ce calitate are? După răspunsurile dumneavoastră, susțineți că ar fi nevinovat, nu? Eu vreau să
vă întreb așa. Având în vedere ceea ce s-a întâmplat și insist pentru că este foarte important și pentru că aveți experiență. Puneți-vă și dumneavoastră în locul familiilor celor care au pierdut. Polițiștii nu au dat atâta vreme, câtă vreme stau acele informații. Chiar trebuie luate toate informațiile, tot parcursul cronologic al informațiilor care au existat, al probelor administrate în cauză, pentru a vedea dacă există o perioadă, ipoteza teoretică v-am spus. Dacă procurorul nu vrea, polițiștii pot intra? Procurorul conduce, coordonează, supravegează activitatea organului de poliție, deci în principiu este suveran. Dacă există indicii medice în casă, s-ar putea întâmpla anumite lucruri imediat. Am răspuns repetat la această întrebare. Am răspuns că în principiu o victimă în pericol trebuie salvată indiferent de obstacolele de natură privată. Nu vorbim de obstacole procedurale. Deci aici păi se invocă procedura aici totuși. Aici avem, exact. Avem niște dificultăți de ordin procedural și de claritate a legii, dar Constituția e suverană și o victimă în pericol trebuie salvată. Domnule procuror, polițiștii, în momentul în care erau aici, știau că există o tânără în pericol în această clădire? Nu pot să vă dau acest... Eu vreau să vă întreb, în urmă cu foarte puțin timp, șeful poliției române, de fapt, de câteva minute, fostul șef al poliției române, da? A declarat așa, a spus că polițiștii de aici, din Caraca, le-au cerut procurorilor să intervină. Adică înaintea orei 6. Ce știți de povestea asta și dacă... Știu lucrurile la nivel de informații în regulă. Vreau să avem toate informațiile pentru toate. Ați discutat cu procurorul de caz? Ce v-a spus? Procurorul care a coordonat ceea ce s-a întâmplat aici sau ceea ce nu s-a întâmplat? Dacă vorbim de procurorul de la partea... Procurorul care a coordonat intervenția de dimineață. Să revenim la suspect. Mulțumim! Am o singură rugăminte. Atunci când ați arătat bijuteriile, de exemplu, iau un exemplu, bijuteriile. Iar ce a faceți, spus? Iar faceți, a ridicat din numer sau v-a spus iar ceva? Iar evocați niște scenarii care presupun o anchetă Domnul pe care am fi desfășurat-o. Domnul ministru de interne a confirmat că există acele bijuterii. Dânsul. Bijuteriile există. Bun. O, și că o anchetă ale... care ar fi fost făcută aici în garajul proprietarului acestui imobil, eu nu pot să vă confirm că a existat. De ce evitați răspunsurile? La dosar va merge la viitor? E aici. Sau la o decizie cu privire la dosar va merge la viitor? O decizie în măsura în care s-a luat se va replica într-o ordonanță de dezbinare. Dacă puteți spune măcar ce urmează? Procurorul va procesa informațiile de aici și va acționa în consecință, dacă va trecea că sunt pe destul. Personal ați mai văzut o imagine pe care ați întâlnit-o astăzi înăuntru în cariera dumneavoastră? Personal, nu ca procuror. Da, mai văzut o imagine. Mulțumim. S-a acționat și cu un excavator? Puteți să ne spuneți? Pentru că sunt speculații și în acest sens. Nu. Vreau să vă întreb cum percepeți scandările oamenilor. Mulțumim. Mașina mea trebuie încă. Nu cred că sunt în siguranță. Da, aici este cei de la jandarmerie. Sunt aici întăriri. Protecție pentru acest criminal. Da, exact. De mașina, prima protecție pentru întărit. Uitați aici cei de la jandarmerie.
Apără criminalul, da, 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 exact, exact. Nu cred că este, cred că mai află aici. Din păcate, da, nu se mai află. Să vedem în cea din spate. Nu, no, nu, no, nu mai a plecat. Am stat și am stat degeaba. Pentru ce ați venit să apărați pe acest criminal, să-l susțineți? A? Dar nu jandarmii ăștia, ăștia sunt oameni de protecție. Ne dăm fără nicio problemă, da? O puteți retrage. Pușcărie! La
rușine! Avem copii care prea 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 să facem copii! Sau la fel și când ne urmăm copii! Păi avem mă copii! Rușine să vă fie, mă! Nu mai păzori! Acum nu mai păziți! Păziți-o acum, până vine ăla înapoi! Poliția nu e cu noi! Poliția e cu criminali! Poliția, caraca, poți acum! Că vă plătește țara să păziți niște mafii! Poliția nu e cu noi! Puneți-vă locul la poliția, mă! Să vă vedeți cu și nu a intrat. Și că nu au avut mandat de percheziție, n-au intrat. Voi știți ce s-a întâmplat și la voi? Voi stați în mașina cu filașul ăla. Băi, stăteam la poartă și ăla. Aveți ordine să stați aici? Aveți ordine, nu? Dimineața n-am avut sărăți ordine! Să protejați casa! Să-l dați afară pe nenorocit! N-aveți ce păziți? Acum ne păziți pe noi, ne păziți! Acolo e poarta! Acolo e poarta. Ăla nu mai vine deloc. Vine Viola Paulu. Păi stați acolo până vine el. Care mai face că nu e singur. De ce îți vine doamne? Nu e singur. Oare este amuzant lucrul acesta? S-ar fi putut salva. S-ar fi putut salva ce a fost. Ei, ce păstăm jos corupția. S-ar fi putut salva, s-ar fi putut acea uniforma aia o dătea jos și intra peste el. A venit poliția și a stat aici la poartă, cică că n-aveau mandat de percheziție. Acum, ce să spune? Acum au ordine, uite! Acum aveți mandat să stați aici. De ce nu plecați? De ce mai stați? De ce mai stați? Jos corupții! Să poate amărâi mai un copil! Jos corupții, caraca! Bala nu vă duc! Jos corupții! Poliția stătea la poartă și era un curajat! Tranșa carnea ca
Dacă ar pleca copiii voștri și pătrușul sau mai toate și ați găsit așa, ce ați face? Îmi dai și mie un răspuns, ce ai face să găsești copilul așa? Pune-te locul la poliția care suferă. Suferă dacă sunt copilul până la 15 ani să-l găsească mort. Ce ai face? Cum ați dat eu să găsești copilul, o să găsești până la 15 ani să-l găsești De ce stați în drum? De ce stați? De dimineață putea să fiți aici! De dimineață, nu acum! Nu vă e milă! Stai, 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 stai! Dimineața nu intră! Șefule, dimineața de ce nu intrași peste ăla? Să salvezi fetița aia! Stai aici, stai, că e frumos! Violatorul! Ce? Mă prindeți în circulație și luați permisul? Luați permisul de viteză? Prindeți-vă! Dar puteați la viteză să-l prindeți pe ăsta aici! Violatorul ăsta criminal! Vă dătea pe un cuvânt după organele copiilor, ăla! Nu mai ne filmați, că ne filmați pe bani. Nu, filmăm aici. Nu, nu, ei. Să nu mai scoată vă cameră de aia HD, că e plătită tot de noi. Și lumea asta venea de tâmpită în stradă. Au venit de dimineață poliția. Vreți să terminăm cu corupția? Vreți să trăiască cu corupția? Vreți să terminăm cu jagardelele care câștigă salarii de 200 de milioane pe lună? Să ne lase dracu în pace! Nu mai băgați în pușcărie tot! Nu mai băgați în pușcărie degeaba! Pedeapsă! Ăștia moarte! Aceasta este bunica sau mama, nu știu. Așa este. Să-ți învățați un copil! Ați învățat-o! Ați învățat-o și voi cartea de învățătura! Țineți!
Dimineața, nu vă chemă! Cât sunteți? De ce nu vă chemă? Lasă că vă aranjează pe totul! Vă aranjează la de sus pe totul! Trebuia să iese la emisiune să spună că nu e datoria poliția! Mă ales că Mustania 2 minorocește! Aveți ordine să stai ca spune, nu m-ar fi rușine! Puteți la fată criminală, bă! Far cu el! Bă, ăștia cu grade pe umăr, ăștia mari, bă, scoteți voi criminalul la fată! Ce aia sunt un mari? Ce mari? La poliție trebuie mers acolo în față. Hai la poliție, hai de sus. Haideți la poliție. Hai la poliție. Thank you.
Aici asta este casa agresorului. Un fel de ca... Și au stat aici la poartă. Păi situația a explodat. S-au calmat și mulțimea se dispersează. Am plecat să vrei să trupă mulțimea și populația. Bine, pa! Gata! Poți duca vreo la de la microfon? Ce mai vorbim, domnule, ce? Asta e? Îți urmai fi ca ăsta în țara aceasta. Aici ați vremul la poză! La poză asta! Sunteți frumoși! Foarte frumoși! Foarte frumoși! De ce e frumos asta? Să nu uite de ochi! Scuipă-i, scuipă-i! Să nu văd de ochi! Că poate văd de ochez! De ce păzesc poarta acum? Să dormiți cu el în pat! Să nu vă violeză și pe voi ăla! De ce n-au păzut-o? Cum o ajuteți? Nu mai stați la poza, nu mai rugiți că... Uite acolo, la spatele voastre au murit persoane! Și voi stați și păziți? Ce păziți vreți? Vine noaptea de la Sibiu, acum mi-e frică de mine să mă duc.
Optile la construire la televizor cu buzdător a venit aici, eu n-am rugat și eu tot vorbă să se rugă. Și n-am reține să mai ajute, Doamne! Nu a ajutat, poliția n-a ajutat, trebuia copilul, nu cred eu că atâta poliție, atâta poliție. Ce jurământ au depus ei în cazul în care, ce jurământ au depus ei când au lăsat fata aia să moară? Ajuta un copil, da? Eu cred că tot arata lui era mulțumit că a ajutat un copil. Nu cerea demisia. Nu cred eu că i-a arestat. Da, demisia asta care e urcanele, tot, care sunt urcanele astea? Mai important era o viață de om. Să trăiți, mamă, să trăiți, mamă, Doamne ajută! Bună seara, pe dumneavoastră vreau să vă întreb, nu suntem în direct. Nu, n-am fost deloc. Nu-i nimic, insist pentru că vreau să vă întreb ce vă spune la mine aici. De acolo de curistate, nu, că nu sunt. Ok, dar cum mi se pare ce s-a întâmplat? Nu știu, nu știu, chiar așteptăm ceva. Hai, te-am pupat. Am plecat. Dimineața la fel, stăteau la poartă. Dimineața tot așa stăteau la poartă! Tot așa stăteau smași, făceați licea să ia! De poliție, jandarmerie, mă scoți! La dama rugura voastră, să rămână. Da, ea e una dintre fete. Acolo, iartă-ne Alexandra, nu? Unde-i Boșorog? Unde-i Boșorog? Boșorogul lor scoasă-ră pe partea aia, prin spate, au grijă de Boșorog! Aveți grijă de Boșorog să nu vă mai ară prin pușcărie! Și apuce să se plece după să fur, nici au să-i zice! Hai că mai vorbim ca 16%! Hai, dar... Dar cică acum se duseră în față la poliție să vă spuneți ce acolo. Prieteni. Mereșul. Cine era băiatul? Cine era băiatul? Cine era băiatul? Cine era băiatul? Ei! Da, mami! Hai să sunt tata aici. Ce te-ai făcut? Nu, aceasta este casa groazei. Nu știu să ce.
a luat și un băiat, a luat și un băiat de 8 ani. Așa mă. Din nefericire o să închei această filmare pentru că nu știu, cred că își mai are rostul să mai stau aici. Cred că restul din protestanți s-au dus în față la poliție.